Conform unei ordonanțe de urgență, Garda Financiară Mehedinții va fi desfințată în aproximativ 3 luni de zile. Personalul va fi parțial încadrat într-o nouă direcție regională care se va numi Direcția Generală Antifraudă Fiscală. Aceasta va avea atribuții de prevenire și combatere a faptelor de evaziune și fraudă fiscală. Comisarii vor deveni inspectori antifraudă și vor fi detașați în cadrul parchetelor pe posturi de specialiști. Toate actele de control întocmite privind evaziunea fiscală vor fi finalizate sub îndrumarea procurorilor. Angajații direcției vor fi dotați cu uniformă, armament și mijloace de autoapărare. Ordonanța 74 din 26 iunie 2013 privind reorganizarea ANAF-ului prevede faptul că în 90 de zile garda financiară se desfințează, urmând a se reorganiza într-un serviciu teritorial antifraudă. Ce se va întâmpla cu personalul gărzii financiare? personalul gărzii financiare, o parte va fi preluată în noua structură, iar o parte va fi disponibilizată. Credeți că prin crearea acestui serviciu de luptă antifraudă se va eficientiza cu adevărat lupta antifraudă la nivelul țării și în special la nivelul sudățului Mehedin? Având în vedere că noua structură va cuprinde și specialiști din alte domenii de activitate, Ministerul de Interne, Justiție, probabil, nu probabil, sigur, se va eficientiza această luptă. Conform unui comunicat al Ministerului de Finanțe, nu Mirea personalului antifraudă se va face pe bază de concurs sau examen, ocuparea funcțiilor publice fiind făcută în urma promovării valorilor psihologice complexe organizate prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii și a evaluărilor de integritate. Reorganizarea survine în baza unui proiect de ordonanță de urgență care vizează îmbunătățirea activității de administrare fiscală. Dintre toate instituțiile vizate se pare că cea mai ineficientă instituție s-a dovedit a fi Garda financiară, unde s-au un Registrat o mulțime de cazuri de corupție, și în mehedinți, numele comisarului Șef Gheorghe Huza, a fost implicat alături de cel al fostei directoare a finanțelor publice Violeta Crăciun, într-un caz de evaziune fiscală de ordinul milioanelor de euro. În mehedinți lucrează 13 comisari, dintre care doi au funcții de conducere.